Iuliana și Vlad au împlinit prima lor lună de relație în casa mireasa și au sărbătorit așa cum se cuvine. Iubirea mea, sunt tu! Bibica! Cine face iubirea mea? Felicitări pentru efortul tău. Place! Îmi place, da? Foarte, mamă, mi-ai dat pizza să mă îngrași. Ce faci, cum ești? Foarte bine, ești foarte fericită, da, să știi. Mă bucur, asta îmi doream. Atât îmi doream să fii fericită, în rest. Totul se rezolvă. Da. Bine asta aici, îmi place. Frumoasă rău. Uliu, ce faceți, mă? Să vrei să ne omorâți? Eu ieri am leșinat, vă mai leșinat, vă rog eu. Să fii fericită, să văd în fiecare zi așa. Să fim, fiți foarte fericită. Datorită fie. Îți place? Da. Sunt emoționat, îți dai seama, n-am cuvinte, dar pe bune chiar îmi place foarte mult. Am făcut totul foarte repede, nu am planificat cu 2-3 zile înainte, am făcut așa și sper să-ți iasă, să știi că am fost-o pe fugă. Nu am ca nici să mă machiez cum trebuie. Ești foarte frumos așa și... a fost așa, rapid, de asta am și întârziat. Nu și e nicio problemă, stai niște că nu e problemă că ai întârziat, nu trebuie să-ți cer scuze, nu e... E frumos și atât, dar nu contează cât am așteptat. Da. Și chiar apreciez că ne-am întâlnit, pe bună ce zic. Chiar apreciez foarte mult că te-am găsit și ai intrat în viața mea, sincer să spun. Și eu mă bucur și să știi că nimic nu era la fel fără tine. Chiar nu era la fel fără tine aici nimic. Nici nu știu dacă mai eram aici astăzi. Dar a venit plătul. Nu vezi, mă, până frumoasă, fetița mea. Să fim cei mai fericiți. O să fim cei mai fericiți, că nu mă lasă. Nu prea vine să cred așa, dar, na. Adică? Tare. Ba, așa situația, că ne-am cunoscut, că suntem, na, nu știu, chiar nu. Ți-am zis că mă surprindem fiecare zi, nu realizez. Dar Vlad mai avea ceva pregătit și încerca să o mai țină ocupată pe Iuliana până când băieții terminau cu organizarea. Uite, fii atentă să-ți arăt aici. Avem echipament sportiv, că băieții fac mișcare. Este le sac de box. Avem gantere. Este bine. El este nou concurent, Alex îl cheamă. Să fii sănătoși și fericiți și iubiți. Taia, mă, să vă iau brații pe amândoi, că am uitat să vă iau, sunt obosit. Să fiți fericiți și sănătoși, băi. Mulțumesc! Doamne ajutor! Vă pup, Alex! Vă pup să fiți iubiți! Doamne ajutor! Să fiți tot la fel! Iubirea! Și acum tovarășii mei, paule, am mai pierdut pe unul ăsta, mă! Vreau să țin tot bine în cap, pe bune, chiar vorbesc serios da. Cu tine. Da. La modul cel mai serios să spun. Da, intră tot în cap. Zi. Nu, e ca asta, zic că te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc. Și vreau să-mi petrec timpul cu tine în continuare, cum a fost luna asta. A fost cea mai frumoasă lume aici, de la mine. Și ești tu un om ce trebuie și știu că și afară o să fie la fel de frumos. Băi, ce fain e aici! Ce foarte fain! Uite, și pe aici o să o luăm pe sub. Ia uite, am pus și niște petale de trandafiri, luminelele, să ne ghideze drumul spre... Uite că încep și eu cu data. Wow, e superb! Uite, Doamne, cu fluturașii. Vezi că sunt cu fluturași, baloanele și uite, aici se vede. Normal, primul stă femeia și după bărbatul și vezi, Iuliana și Vlad. Te iubesc. Da. Și eu te iubesc, mult de tot. Iuliana și Vlad, drăduțul meu, îmi tăta Dumnezeu aici la mireasă. Mulțumesc, Doamne, în sfârșit îmi ales că mă iubești. Tu în sfârșit mie mă iubești, Doamne, Doamne. Păi bă, și înainte. Și de asta am observat.
uite că scrie Pipica pe prăjitură. Ah, ce drăguță e. Pipicul meu. Ce frumoasă e, nu pot să mănânc prăjitura asta. Nu mănânc atunci. E cea mai frumoasă prăjitură care am văzut-o. Poți să desfac să te uiți la el dacă vrei. Eu nu m-am uitat încă. Da, te iubesc mult și îmi vine să plâng. Serios. Te-ai emoționat? Da. Îl frumos tare. Mulțumesc. Florile miros foarte bine, chiar da, l-au ales bine. Wow, este superbe. Ce frumos e în seara asta. Și gândește-te cât de serios mai fie, Iuliana. Cum zic? Hai la mine. Frumos tare, mulțumesc. Pentru ce? Îmi place. Vreau să văd în fiecare zi fericită. Nu poate să fie aici, mirea asta. Dar ce-i cu prăjitura aia? Așa se cheamă sau așa o... Era personalizată. A, era deci personalizată, au... da. Și a avut un moment emoțional pentru ea. Și a avut un efect asupra Iulianei devastator. Da, cea mai minunată prăjitură pe care am văzut-o la prăjitura Bibicu. Da, da. Ce era? Ai mâncat-o sau doar ai admirat-o? Am venit într-o ciocolată și am înțeles la susținători că e o ciocolată care are foarte puțin zahăr. Ai înțeles de la susținători că tu n-ai gustat? Am gustat și eu am mâncat. Ai mâncat și pizza fetei sau am mâncat și pizza, da. Da, vă dați seama că n-aveam cum să... Regim, da. Așa, deci prăjitura Bibicu e fără zahăr. Da, învelită în ciocolată și cu căpșuni, banane și toate învelite în ciocolată. Fructe, da. Așa să-i rămână numele. Așa să-i rămână numele lui Vlad. Bibicu, da. De la Mireasa. Bibicu de la Mireasa, da. Zi, deci aveți o lună care va să zică. Da. Și a venit foarte repede și te iubești și tot. Da. Ei zici și tu aseară până la urmă. I-am spus, eu simțeam, cred că mai repede decât el. De fapt, eu cred că am evitat să spunem oarecum, dar le simțeam foarte mult. Și chiar cred că este persoana potrivită și mă simt liniștită. Și cred că asta e cel mai important. Când nu mai contează nimic în jur, doar liniște. Simt liniște când sunt cu el. Și sunt foarte bine. Trec peste orice și nu mă mai afectează și să știți că alături de el nu mai simt atât de puternic dorul de casă. Asta vreau să nu ai mai plâns de mult așa că ți-e dor de mama, de în casă. Care rău mama, dar... Nu par rău mama, dar gata, plec în lume cu Bibicu. Bibicu aici, așa că-i faci eu. Dar, da, cu Bibicu am... în sfârșit, cred că o să fie bine și sunt foarte liniștită și fericită. Așa, și tu ce simți? Eu mă bucur că mă fericită, dacă ea e fericită sunt și eu și aseară chiar m-a emoționat și pe mine că a ieșit copilul la suprafață din ea. Era sufletul de copil. M-a speriat. Da. Doamna Simona. Știu că română are, m-am înțeles. Așa. Dar... Da. Emoția mai mult. Emoția, exact, da. Dar era sufletul ei de copil. S-a exteriorizat mai mult și am apreciat foarte mult treaba asta. Și... În Berceni, vă mutați? Să revenim la... Să fie o zi frumoasă astăzi, da, Simona. Păi de ce să nu fie? În Berceni, ce crezi, că nu e soare? E soare, da. E foarte frumos în Berceni acum. Uite, vezi, dacă ați fi câștigat date-ul, chiar dacă câștigați, ea e, vă duceați în Berceni, ați vă plimbați pe acolo. Era prea frumoasă, doamna Simona, și n-am putut să nu ating și vă dați seama. Am înțeles, da. Următorul task, cine știe? Următorul, da. Poate o să fie în Berceni, să vadă și ea unde o să locuiască, nu? Doamnește. Da, ți-a mai ieșit din cap treaba aia cu să te întorci acasă? Acasă! Să știți că da. Adică am ajuns în punctul în care chiar nu mă mai interesează doar să fiu cu el și eu știu cum eram eu înainte, adică eu nu vreau să mă mut din locul, din orașul meu natal. Gata, doamnă, pleacă, ce să mai vă zic eu acum. Ați luat-o tare, doamnă Simona.